la 11.22. Avem de aprobat pe ordinea de zi următoarele proiecte de hotărâri. Un proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții, extindere rețea apă potabilă și branșamente aferente satelor Temelia și Dumbrava. 2. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil teren categoria Pășune în suprafață de 10.000 metri pătrați, având numărul cadastral 62.023 din domeniul public al Comunei Burabăi, în domeniul public al județului Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea strategiei de dezvoltare locală 2021-2027 a Comunei Burabăi. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului înființare a unei centru de colectare a deșeurilor prin acord voluntar în Comuna Burabăi. 5. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitude în favoarea SC Del Gaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului privat al Comunei Burabăi. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă de către primarul Comunei Burabăi. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii denumirii unei străzi din Comuna Burabăi. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului cultural Datul și obiceiuri strămoșești Comuna Burabăi și regulamentul de organizare și desfășurare al acestuia. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Burabăi pentru anul 2022. 10. Interpelări, petiții diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, cine este pentru? Unanimitate. Și avem o suplimentare pe ordinea de zi cu două proiecte. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii numărul 112 din 4.11.2022 cu privire la emiterea avizului de principiu a documentației de urbanism, planul urbanistic zonal, centrală electrică eoliană Onești, 85 MW și raport la stația electrică Borzești, municipiul Onești și comunile Burabăi și Telegiu, județul Bacău. Și 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de permanență intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs bun din intravilanul Comunei Burabăi. Dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu cele două proiecte, cine este pentru? Mulțumim. Unanimitate. Un picuț, doamnă președinte, să spunem la vot procesul verbal. Da. Să punem la vot procesul verbal din ședința din data de 25.10.2022. Cine este pentru? Mulțumim, unanimitate. Și procesul verbal din ședința din 6.10.2022. Cine este pentru? Mulțumim frumos, unanimitate. Intrăm pe ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții, extindere rețea apă potabilă și branșamente aferente satelor Temelia și Dumbrava, Comuna Burabăi, județul Bacău. Domnule primar, aveți cuvântul. Mulțumesc, bună ziua, bine ați venit la ședința ordinară de luna noiembrie, anul 2022. Vă spun și eu, mă bucur să vă văd. Proiectul de hotărâre nu aduce nimic nou, este ceea ce am discutat în prealabil anterior, pentru a reuși să branșăm toate locuințele care au solicitat branșarea cu apă în satele Temelia și Dumbrava. Știți foarte bine, a fost o greșeală de proiectare la vremea respectivă și o parte din, din sate nu e acoperit de rețeaua de distribuții. Am fost cu proiectantul în teren, am identificat soluția cea mai optimă. Pe optimă o să vă spun pe scurt. Pentru satul Temelia va avea loc o înțepătură numită generic în strada Lanului, respectiv strada Molnii, un teu care va aduce apă pe toată partea stângă a drumului județean cum mergem spre Dumbrava. Același lucru se va întâmpla și pe strada Școlii, în Dumbrava și la intersecția cu strada Cimitirului, unde vor apărea două teuri și conducta aferentă împreună cu branșamentele pentru asigură apă potabilă și cetățenilor de pe partea stângă a drumului județean din satele Temelia și Dumbrava. Am dat deja drumul la proiectare, urmează să definitivăm și execuție. Mulțumim frumos, mai sunt înscrieri la cuvânt. Supunem la vot, cine este pentru? Nu am uitat, mulțumim frumos. 2. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil teren, categoria Pășune, în suprafață de 10.000 metri pătrați, având numărul cadastral 62.023, din domeniul public al Comunei Burabăi, în domeniul public al județului Bacău. Domnule primar, aveți cuvântul.
Mulțumesc. E proiectul de hotărâre pe care l-am retras la ședința anterioară, pentru că nu a apărut solicitarea prin hotărâre de Consiliul Județean a județului Bacău de trecerea imobilului. Este acel teren identificat pentru a face obiectul împăduririi, pentru respectării legii silvice, pe tronsonul de DG206B Rădoaia Parava, știți, cu toții, a rămas o porțiune neasfaltată datorită procedurilor de expropriere și respectiv obligația de a pune teren împădurit în loc pentru Consiliul Județean. Consider că realizarea acelui drum, reabilitarea acelui drum nu face bine numai comunei Parava, ci face bine și locuitorilor comunei Gura Văii, cetățenilor din satul Umbrava Capătă, care s-au învățat să meargă la cumpărături peste deal, cum spunem noi. E un obiectiv de interes județean, nu trebuie să ne limităm la fi un interes local și dacă putem să dăm o mână de ajutor în sensul ăsta, consider că noi n-am pierdut nimic. Din potrivă, ne vom alege cu un hectar de pădure întrus. Nu știu dacă e obligatoriu în proiect de hotărâre să am și avizul domnului Cezar Olteanu, dar cred că putem trece fără chestia. Mulțumim frumos! Dacă sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? În unanimitate, mulțumim frumos! 3. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea strategiei de dezvoltare locală 2021-2027 a Comunei Gura Văii, județul Bacău. Domnule primar. Da, cu o mică întârziere am adoptat și noi, am pregătit proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a Comunei Gura Văii. Îmi cer scuze de față de consilierii pe care nu au avut-o fizic la material, dar are 130 de pagini în format color. Dacă o scoteam de 15 ori, îmi epuizam tonerul și încercăm totuși să fim cât mai strâși la buzunar. Am publicat-o public pe pagina de internet. V-am scris și materialul de ședință, ne poate fi descărcată și citită. V-am trimis-o și pe e-mail, zic eu, ca să mai facem un pic de economie. Ce e strategia de dezvoltare locală? E instrumentul care stă la baza tuturor depunerilor celor de finanțare în perioada 2021-2027. Ea trebuie să aibă oarecum prins orice investiție pe care se doresc să facă în comună. Dacă vă uitați la orice cerere de finanțare, în preambul apare strategia de dezvoltare locală, strategia de dezvoltare locală. E instrumentul care asigură accesul la absorbția fondurilor nerambursate. Pe scurt, este o strategie de dezvoltare redactată la modul cel mai ieftin, a costat 8.000 de lei cu TVA inclus. A fost redactată de o firmă de la Craiova. Și-au luat datele din monografia, să spun așa, a comunei noastre, precum și prin contact direct cu administrația locală, care și-a expus punctele de vedere cu privire la planul de dezvoltare a comunei. Vă propun să o aprobăm, pentru că este un act care este de căpătâi și să-l avem aprobat. Ulterior, în funcție de, știu, de linii de finanțare noi ce vor apărea pe viitor, putem să o actualizăm ori de câte ori este nevoie. Acum este important să o avem aprobată pentru a o putea prezenta de fiecare dată când suntem întrebați de ea. Mulțumim frumos! Dacă vă sunt înscris la cuvânt. Dar nu mai făcut o oră. Cine este pentru? O semnez. În unanimitate, mulțumim! 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în comuna București, județul Bacău. Domnule primar. Am spus că nu există linii de finanțare care să apară și pe care să o consider că nu e utilă pentru Gura Văii. O să vă prezint câteva date, de fapt, un pic dezamăgitoare pentru anul în curs, deși suntem mai puțin cu 150 care au decedat. Vă spun că am generat mult mai mult gunoi decât am trecut. Mult mai mult. Când spun mult mai mult, vorbim de poate de 10.000 de lei în plus la fiecare factură. A fost un lucru neașteptat pentru mine. Mă gândeam că oamenii oarecum s-au mai educat în privința acestui gunoi, dar îmi dau seama că dacă nu ești acolo cu coerciția, omul uită, se învață ușor cu binele și s-a generat o cantitate mult mai mare de gunoi decât eu am preconizat, ca să fiu pe scurt. Pentru a-i putea oferi omului și alte soluții, de exemplu, gunoi nemenajer. Vorbim de frunze, vorbim de, nu știu, perne, vorbim de textile, vorbim de bucăți de pat, bucăți de mobile, vorbim de deșeuri voluminoase, cauciucuri.
trebuie să-i și oferi unde să le ducă. Pentru că nu-i oferi, le aruncă pe Părâu. Pe Părâu le găsești, din Părâu le adun, nu-i dat oportunitatea să arunce undeva într-un mod civilizat și educat, el o va face tot așa cum a fost învățat. Fapt pentru care am identificat o linie de finanțare, se numește componenta C3, managementul deșeurilor, dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemului de management integrat al deșeurilor la nivel de județ, la nivel de orașe sau comune, sub investiția 1A, înființarea de centre de colectare prin apel voluntar. Am identificat o suprafață de teren, cred că v-ați dat seama unde este terenul, e vorba de fosta școală Motocești, pentru a amplasa acest obiectiv. Banii sunt europeni, sunt 100% nerambursabili, valoarea ați văzut-o acolo. Urmează să, odată cu aprobarea acestui proiect, urmează depunerea cererii de finanțare și, dacă va fi aprobată, să semnăm contractul de finanțare și execuția în sine. Eu consider că orice bănuț în plus pe care putem atrage din fondul nerambursabil și care crește cât de puțin gradul de civilizație, în primul rând, și gradul de colectare altfel a deșeurilor, mai altfel, mai selectiv, mai atent, e un plus atât pentru bugetul local, e un plus atât pentru viitorul copiilor noștri și consider că dăm dovadă că suntem o comună cu adevărat într-o deplină dezvoltare. Mulțumim frumos, dacă sunt înscriși la cuvânt. Cum să ajungem cu transportul acolo? Drum de acces este în principiu, poate fi modernizat, poate fi... Nu de drum, poate suport. Rămâne de văzut împreună cu proiectantul ce parte de care de cheltuieli eligibile și neeligibile sunt în proiect. Vedem, poate și drumul de acces constituie sau o porțiune din drumul de acces ar constitui parte eligibilă. Deocamdată e în stadiu destul de fezabilitate, ca să spun așa. Supunem la vot. Cine este pentru? Doamna președinte, am urmărit la dumneavoastră. Pentru când este ultima zi de depunere a cererii de finanțare, vă rog frumos să contrasemne, să semnați hotărârea de consiliu. Da. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea SC de Gaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului privat al comunei Gurabăi. Domnule primar. Da. E vorba de un proiect ce face parte din alimentarea cu apa a satelor Temelia, Păltinata, Motocești, Dumbrava și Capăta. E vorba de accesul cablului electric de la sursă către grupurile de pompare. Au nevoie, deja au nevoie să sape mizlazul comunal, o suprafață de 23, respectiv 60 ceva de metri pătrați, pentru care au nevoie de un proiect de hotărâre, cum că proprietarul terenului, respectiv Consiliul Local, își dă acordul pentru inserarea acelui cablu și îi se dă de gaz gridului drept de uși servitute pe durata capacității energetice. Am mai făcut asta și la extinderea de rețea de la Pătrășcan și este o formalitate pe care o fac toate primările atunci când am anumite obiective de investiții și utilități publice le traversează domeniul public sau privat. Mulțumim frumos. Sunt înscrieri la cuvânt. Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă din către primarul comunului Gurabăi. Domnule primar. Mulțumesc, doamna președinte. Sper că ați luat proiectul de gândire. No. Chiar e nevoie de budget? De solicitarea mea? 2024. Am făcut-o ca formalitate. N-am fost nici o zi plecat în concediu, să știți. Doar că în urma deciziei numărul 11 a Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Bacău, domnul secretar o să consemneze, mă văd obligat, împotriva voinții mele, să efectuez 10 zile din concediu de odihnă aferent anului în curs. Efectuat sunt în continuare în concediu, cu numele, dar am nevoie de acest act administrativ ca să nu mai am imputicute de conturi pura viitoare. Mulțumim. Sunt înscriu la cuvânt. Supune la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumim frumos. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii denumirii unei străzi din comuna Gurabăi. Domnule primar? Da, e vorba de acea hotărâre cu strada rotundă. Atunci am dat-o pe repede înainte ca să poată lumea să-și facă buletinul. În baza articolului 1, indice 2 din hotărârea respectivă, am intrat în legalitate. Am aprobat
atribuirea denumirii de strada Rotunda, de la locuința numărul 1 până la numărul cadastral 61.694, statul din Travelan amplasamentului. Urmează să facem preparațiile necesare pentru obținerea tuturor autorizațiilor și avizului de legalitate a prefecturii, pentru a fi pe deplin legal și cu denumirea de strada Rotunda. Toată strada, de la prima casă până la ultima casă, va purta denumirea de strada Rotunda. Cineva mai vrea să-și facă buletin, a ști că acolo va sta pe strada Rotunda. Întrucât, conform legii 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumire, nu am folosit un nume a unei personalități sau a unui erou, știu eu, foarte cunoscut, fiind o stradă denumită așa, nu am nevoie de avizul Comisiei de Heraldică și denumiri din cadrul Consiliului de Țean Bacău. Mulțumesc, sunt înscrie la cuvânt. Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate, de mulțumim. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului cultural Datin și obiceiuri strămoșești, Comuna Buravăi și regulamentul de organizare și desfășurare al acestuia. Domnule primar, veți cuvântul. Da, repetarea evenimentului de anul trecut pentru festivalul de date și obiceiuri strămoșești, așa cum l-ați fost anul trecut, e dezamăgitor așa faptul că trebuie să întreb eu de fiecare dată, faci, nu faci, adică, știți, merge repede administrația dacă cunoști lucrurile din timp, dacă vii și îmi spui în decembrie că vrei să faci date și obiceiuri, mai când da peste cap, cu totul. Cunosc cu ceri. Frumos ar fi din partea tuturor celor care știți că vor să participe și să aibă un moment în cadrul festivalului, să anunțe totuși din timp, să spună cam cu câte persoane vin, cam despre ce este vorba, ce eveniment vor susține, pentru că până la ședința anterioară, să știți că eram hotărât să nu fac, pentru că nu se înscrisese nimeni la date și obicei. Și mie un pic de bătaie de cap, un pic de alergătură, vedeam că nimeni nu se anunță, totul e așa în secret, hai să luăm pe surprindere primară. Da, e același proiect de hotărâre ca și anul trecut. Rugămintea mea este să desemnați membrii comisiei, dacă sunteți de acord să menține pe aceeași de anul trecut. Supuneți, da, mult propunerea mea ca să fie aceiași membri ca anul trecut în comisie. Sunteți de acord ca și membrii comisiei de anul trecut să facă parte și anul acesta? Da. Cine este pentru? După care, aprobat. În unanimitate. Am trecut, a fost domnul Antochi cu... Cine a fost în comisie? Domnul Antochi, Andrei, tu ai fost, nu? Nu, Ștefan. Domnul Ștefan, el a fost? Și atât. Și a fost din partea... Din partea... Așa rămâne. Aparatul de specialitate. Votați și proiectul. Un proiect. Dacă sunt înscrie la cuvânt asupra proiectului. Supunem la vot. Ce este pentru proiect? În unanimitate, mulțumim frumos. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Buravăi, pe anul 2022. Da, mulțumesc. E un pas înainte, evident, vă dați seama. Dacă ați citit proiectul de hotărâre, e o infuzie de capital frumoasă pentru Comuna Buravăi, câteva zeci de miliarde de bune, ca să nu spun mai mult. Pentru 4 obiective de investiții, extindere rețea de alimentare cu apă potabilă, proiect integrat pentru înființarea rețelei de canalizare a apei menajere și modernizarea rețelei de apă potabilă, modernizarea iluminat public stradal în Comuna Buravăi și Județul Bacău, sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public, dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unui sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public. Dacă vă uitați la sume, 63 de miliarde, dată 300 de miliarde a doua oară, aproape 10 miliarde a treia oară și 18 miliarde a patra oară. Sunt bani care atestă faptul că nu am dormit în primărie în ultimii 2 ani, ci am alergat după orice sursă de finanțare posibilă și benefică pentru Comuna Buravăi. La proiectul de hotărâre, mai fac un amendament, de fapt îl face domnul contabil, prin adresa ANAF numărul 3939875, se propune adăugarea raportului de hotărâre, proiectul de hotărâre următoarea, următorul amendament. 411.000 de lei, adică 4.210.000, la capitolul 11.0202, sume defalcate din TVA, pentru masa caldă în școală. Au venit și banii pentru masa caldă în școală. Până acum am plătit din bugetul local. Au venit și banii pentru copii. Deci,
Vă propun aprobarea proiectului de hotărâre împreună cu această sumă, cu amendamentul făcut de domnul contabil, deci plus față de cifrele de hotărâre încă 411.000 pentru masa caldă în școală. Sunt discuții? Nu. Nu am avut cine este pentru, mulțumesc frumos, nu mai multe. 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii numărul 112 din 4.11.2022 cu privire la emiterea avizului de principiu a documentației de urbanism, planul urbanistic zonal, centrală electrică Eoliana Onești de 85 MW și raportul la stația electrică Bozești, municipiul Onești, comunul Dura Oiești, Chelegiu, 24. Da, e o modificare care am preferat, de fapt, ca și norme tehnică legislative, am scutit să mai emit încă două proiecte de hotărâri separate, respectiv aprobarea accesului pe teritoriul comunei Gura-Văi autovehiculelor necesare implementării și funcționării acelui proiect și, respectiv, scoaterea din circuitul agricol la suprafețe de teren ce face obiectul planului urbanistic zonal. Pur și simplu am modificat și completat hotărârea existentă cu aceste două articole, în care le dăm voie să meargă cu auto pe raza comunii Gura-Văi și să depună toate diligențele pentru scoaterea din circuitul agricol a suprafeței de teren. Noi nu umblăm, cum i-am spus de la bun început, că nu am personal specializat care să umble pentru o firmă privată, să scoată din circuitul agricol. E o procedură destul de complicată și o asumă firma. E vorba de avizul Ministerului Agriculturii. Cine își dorește să-și facă proiectul și îl implementează până la capăt, pe cheltuia la proprie, ca să spun așa. Mulțumesc frumos, sunt despre el la cuvânt. Supunem la vot, cine este pentru? În unanimitate, mulțumim. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de permanență indefecție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun din intravilanul comunei Gura-Văi. Domnule primar? Da. Ați văzut și dumneavoastră prezența ursului brun în intravilanul localităților, destul de prezente, ca să spun așa, am făcut o adresă către AJVPS să ne comunice dacă în fondul de vânătoare pe care l-au ca gestiune pe raza OAT Gura-Văi există prezență sau există înaltă prezență a ursului, este sau înaltă prezență, vorbim de 3 exemplare de urs brut, așa cum bine știți, satul Pătinata și în zona cuitoare spre capăta și a făcut simțită prezență. Eu vreau să fiu preventiv, să nu mă trezesc, Doamne ferește, o bătălie, nu vreau să mă trezesc în situația în care să avem ursul în intravilan și eu nu știu ce să fac. Ați văzut, legea e destul de ambiguă, mai bine am un contract de permanență și intervenție, în caz de Doamne ferește, vreau să spun, Doamne ferește, nu fie nevoie, să am la cine suna, să vină cu tranquilizant, cu pușcă la fața locului, cu echipă mobilă, să nu... A fost caz la Bărsănești, cred că ați auzit situația, decât așa, mai bine preveți, să fim preventivi, pentru că nu se știe niciodată. Am văzut că s-au mulțit exemplarele, așa este. Cred că Mădălin cunoaște foarte bine situația. Deci, la Pătinata, vine până în buza satului. Și dacă e ceva, vă spun sincer, indiferent de situație, eu vă emit dispoziții de anihilare, tranquilizare și mutat. Deocamdată, la mine, omul primează, animalul e un pic mai jos decât în lanțul trofei, ca să spun așa. Mulțumim. Mai sunt înscrieri la cuvânt? Supunem la vot. Cine este pentru? În unanimitate. Mulțumim frumos. 12 interpelări, petiții diverse. Domnule primar, aveți cuvântul. Da. O să... Dacă cerința a fost un pic mai scurtă, a fost pentru faptul că vreau să... Nu vreau după hotărârea asta, la cine. Ca să urmează, da? Ne aflăm în luna noiembrie. Știți ce lună urmează, doamna următoare? Luna decembrie. Luna decembrie, printre multe altele, afară din Caltaboși, Cârnați și Cozonaci, mai aprobăm și taxele și impozite pe anul 2023. O să vă spun în mare, deși ne bucurăm că vin bani. Bani vin. Dar la fiecare din proiectele alea și cheltuieli neligibile. Deci sunt și... E partea care ți-o dă statul, e partea care trebuie să o pui tu. Și o să vă dau câteva exemple. Avem proiectul integrat pentru înființarea rețelei de canalizare a apei menajere și modernizarea rețelei de apă potabilă în comuna Gura-Văi de Țubacău. Un proiect foarte mare, 300 de miliarde. În cadrul acestui proiect, pe lângă înființarea rețelei de canalizare a apei menajere, stații de epurare, tratare, tot ce este nevoie, avem prevăzut, pentru că așa am vrut la vremea respectivă, să identificăm două surse de apă alternativă. Să nu mai depindem doar de un singur furnizor, ci să avem și noi apa noastră proprie.
Asta implică așa, studiu hidrogeologic preliminar. Asta înseamnă o firmă care vine, îți studiază terenul, îți studiază hidrografia zonei, face săpături, dar săpături nu la un metru. Conform legii în vigoare, peste 120 de metri pe vertical. Da? Toate costă. Undeva la 100 de mii de lei se încheltuie, neimaginabil. Consultanța la licitații pentru proiectare. Da? Să ai un consultant care să știe ce se ceară. 45-50 de mii. Consultanță, licitații la execuții. Gândiți-vă că doar proiectul, conform devizului aprobat de Ministerul Dezvoltării, este 15 miliarde. Proiectul în sine, proiectarea. Da? E o canalizare în toată comuna, noi o facem numai motocești. Să mai duc și acolo poate 100 de mii de lei. Avize, autorizații, negații, alte cheltuieli, domnul Panțăr, unii cred că știe ce la așteaptă, ce urmează, de fapt. Toate instituțiile, statului se bază la poartă să-ți dea ori un aviz, ori o negație. Fiecare aviz, dacă e aviz, vine cu un proiect în spate, cu memoriu tehnic, să mai duc încă 30 de mii de lei. Vorbesc de vreo 3-4 miliarde de cheltuieli neeligibile. Poate și mai bine. Dar eu așa am spus-o în mare. Mergem la doilea obiectiv aprobat pe Nanghel Salini, care e în stadiul de SF-uri. Mai pun SF-urile că le-am plătit anul ăsta. Extinde rețea alimentare cu apă. Avem consultanță, licitații și o să scot proiectare cu execuții aici. Pentru că e un proiect mai mic, nu o să merg proiectare separat, execuții separat, ci proiectare cu execuții. Adică cel care câștigă proiectare sau execuția va face și proiectare. Pentru a câștiga timp și bani, evident, în sensul ăsta. E undeva la 100.000 de lei vechi. Iar avize, autorizații, negații, alte cheltuieli se mai duc încă vreo 30.000, dacă nu mai bine. Modernizare iluminat public. Și acolo avem consultanță pentru PTH plus execuții. Urmează să o scot, cred că, până în sărbători. Proiectarea plus execuția la licitație. Au venit banii, am semnat contractul digital cu AFM-ul. Dar și aici avem neeligibil, undeva la 100.000 de lei consultanță, avize, autorizații, negații, cheltuieli încă vreo 30.000. Și aici se emite cu autorizații de construcții, discutăm altfel. Proiectul cu camere, ăla de 18 miliarde. Realizare pre-SF și SF, undeva la 160.000 de lei. Consultanță, licitații, PTH cu execuții, iar 1 miliard. Avize, studii, autorizații, negații, dacă mai dă vreo studiu de coexistență și așa, m-o liniștit. Deci și aici vorbim de câteva miliarde. Emitem săptămâna următoare autorizații de construire pentru drumuri la Temelia și Dumbrava. Am prins finanțare, dar mai avem și acolo parte neeligibilă, aproape 1 miliard. Cămin Cultural Dumbrava, 2.600.000 sunt pe buget local. Clădirea administrativă Motocești, încă 2 miliarde. Plus alte cheltuieli, mă refer strict la investiții, nu la altceva, care necesită suport din bugetul local. M-am spus, e frumos să prinzi, dar e tare rău când n-ai cu ce să le cofinanțezi. Și mă uit la mine. Am pus fetele să-mi fac un calcul. Eu, casa plus terenul, 100 de lei. 100 de lei nu fac o finanțare. 100 de lei nu fac o finanțare. Cu 7,7 metri din travilan nu fac o finanțare. Vrem dezvoltare, vrem condiții, vrem de toate, dar toate costă. De asta rugămintea mea e ca în săptămânile următoare să ne degrevăm puțin din program, să ne întrunim fie pe grupuri politice, fie pe comisii, să punem tabloul taxelor și impozitelor locale pentru anul 2023 într-o corelare și cu ce vrem să facem la anul. Că așa eu pot să depun foarte multe proiecte și de finanțare. Dacă nu o să am cu ce să le cofinanțez, rămân hârtie în sertar. Și nu prea doresc chestia asta. Adică, cred că am demonstrat că nu-mi place să las nici din urmă, dar îmi place să aduc și dinainte. Mai avem și o altă problemă. Taxa de salubrizare. O să vedeți în ședința din decembrie. Anul ăsta, efortul din bugetul local a fost 1 miliard. 1 miliard. Pentru că de unde plăteam 28.000 de lei pe lună, am plătit și 45.000 de lei pe lună. Una e că omul aruncă tot ce-l tăie capul, doi la mână că aruncă foarte mult pe domeniul public. Tot ce aruncă pe domeniul public, băgăm în containerele primării, pe care le predăm la un preț, dar tot comuna plătește. Deci, suma este, efortul bugetar este extraordinar de mare. Am primit adrese, domnul secretar știe, domnul contabil știe, de la Adici și Rompreț, care ne avertizează că anul viitor taxele vor crește cu 30% la gunoi. Momentan, mă aflu în situația în care suntem în tatonări, discuția nu știu când îi scot mânica.
Pentru că nici curtea nu vede cu ochi buni această rămășiță, dar ai obligația de a gândi o taxă de salubrizare care să-ți asigure sustenabilitatea serviciului. Că dacă nu, bagi în faliment, cum s-ar spune, dacă nu. Și îți atrage răspunderea. Ei, va trebui să ne asumăm și lucruri mai puțin plăcute. Că dacă pun 1 miliard din bugetul local la anul la salubritate, mai pun 2 miliarde la iluminat public, mai pun nu știu pe unde, nu o să am de unde să duc proiecte la cap. Nu o să am de unde. Pentru că total venitul buget cheltuiel într-un an de zi, de venitul propriu, mă refer de 13 miliarde. M-am dincasat, conform execuției la 30 a 10 -a, 11 miliarde 700. Plăți restante. Rămășiță. Adică, cât aproape am într-un an de zile din casat. Eu înțeleg că lumea nu plătește. Acum să mai mult armează, cred că, domnule Mare parte, da, evident. Dar nici cu 7 lei metru pătrat de intravilan, sau 1 leu hectarul de extravilan, nu faci dezvoltare comună. Asta vă spun la bun început. Am înțeles. Suntem săraci, suntem... Dar dacă vrem cu adevărat ceva, am nevoie de suport pentru cofinanțare. Toată lumea spune, trage fonduri europene. Știți cât e cofinanțarea pe fonduri europene la drumuri comunale asfaltate? 40%. Dintr-un milion din euro, 400.000 de euro. De unde pui 400.000? Dacă tot bugetul e 400.000 până în zi. Deci, astea sunt discuțiile la diverse. Nu îi bătu nimic în cuie, dar am rugămintea să înțelegeți că dacă vrem ceva, dezvoltare, cu 1 leu hectar nu se poate face dezvoltare. Deci nu se poate. Avem 7.016 hectare de toate. Înmulțiți-le cu ce sumă vreți dumneavoastră, vedeți dacă vă iese cu banii care plătim acum. Eu nu spun să jupoi omul. Nu pot să spun să jupoi. Evident, trecem prin perioade foarte, foarte dificile. Dar nici nu mai pot să plătesc 3 miliarde jumate iluminat. E 7.200 factura pe lună. Și oamenii, știți câți bani au plătit oamenii la bugetul local anul ăsta pentru iluminat? 7.000 de lei. Știți câte mi-au o firmă de intervenții să vină să schimbi odată la terenul toate becurile din comună și micile deficiențe? 7.000-1.000 de lei. Nu discută nimeni altfel. Deci nu discută nimeni. Prețurile sunt care sunt. Serviciile, costul serviciilor crește. Dar cu sumele care sunt acum, cu modul de impozitare pentru actualmente Comuna Guravăi, n-ai de unde crea cofinanțare. N-ai de unde. Așa e bun. Și lumea o zice greu că dacă s-a ridicat prețurile la energie, electrică, gaz, petrol, lemn, noi le-a fac tot aceiași oameni. De acord? Păi, toată lumea. Da, dacă ar fi, ar lua mai mulți bani, da. Plătești și un dublu, da. Așa, plătești dublu la benzină, la mătorină, nu vorbim la red, la... Nu poți mărește costul cu 100%, dragi. Vorbesc din un quantum între 5 și 10%. Nu vă imaginez că vorbesc acum din 100% sau 50%. Deci, vechea poveste. Cum ai trei stări, comuna nu e bogată. Eu am mai spus-o de atâtea ori, că ai 300 de acolo și vrei să dezvolți un pui impozi la stat. Hai să fim serioși, dacă nu sunt, eu am spus din 2012, atât timp cât nu sunt investitori, nu sunt societăți care se aducă TVA, impozi pe vedite, impozi pe salarii, impozi pe... Nu mai zic, și așa mai departe, ăla vin bani aici. Așa este. Și cine vine? Eu dau 4, jur de 4 miliarde la stat. Lăsați-o la colegi. De primărie Unie. Dar la primărie Unești. Am o societate, o am aici, ea e mică. Deci dacă nu sunt societăți care se vin cum e ăsta, Nicolae Grăcescu, cum e Sărata, care o prins și ea acolo, cum îți... Este... Mărgineniu, toate de pe lângă, așa de pe lângă. Săboane de la Roma, care are și combinatul și toată mama de acolo, așa e cea mai bogată. Și cea mai mare comodă din România, ca număr de locuitori, și cea mai bogată. Eu nu am canalizat spre direcție. Nu vreau să înțelegeți greșit. Dar îmi doresc să fac foarte multe lucruri. În albii se lucrează. Vedeți că bani vin. Dar bani nu vin degeaba.
Nu te poți duce cu hârtii goale scrise, știți cum spunea fost primar, că fac, face o cer. Gândiți-vă că abia acum s-a lansat POR, Programul Operațional Regional, perioada 2021-2027. Păi eu vreau să prind 2-3 din PNRL, 2-3 pe POR. Ce fac? Totul e cofinanțare. La fonduri europene, cofinanțare, cofinanțare. Chiar dacă vorbești doar de un studiu sau, nu știu, un SF-ul, trebuie făcut, trebuie depus, da? Dar nimeni discută în ziua de azi. Păi gândiți-vă să furați două puțuri de 150 de metri fiecare. Cât vă ia o firmă privată? Din stat, 300 de metri, cât e? 300 de lei, dacă nu mă înșel. Ți-o lua miliarde. Eu am pus 300. Să duci la două, adică a treia, până găsi. Eu asta spun. Vrem dezvoltare. Așa este. Toți ne dorim, v-am spus, toți ne dorim dezvoltare. O să fie și anul viitor să fie lucrări făcute. Este 2 ani. Dar nu știu orice proiect are cofinanțare. Toate necesită o mică parte de cofinanțare. O mică parte. Dar mica aia parte adunată la 10 proiecte, exact. Îți mănâncă bugetul tău de venituri și cheltuieli. Pardon, de venituri proprii. Da? Am valorificat tot ce se putea valorifica. Am, nu știu cum să spun, s-o concesionat. Comuna Guravăi, exact ce spune domnul Antohi, nu are sursă de venituri proprii decât taxele și impozitele locale. Asta e ghinionul. Nu e vina mea, nu e nici vina dumneavoastră. Așa s-a întâmplat. Când s-a cedat terenul către rafinării, atunci s-a greșit. Dar ce să facem acum? Mă apuc de groapă morții de peste toare? N-am nicio șansă. N-am nicio șansă. Eu, cum să vă spun, eu luptă cu morile din mână. Dar, v-am spus, dacă nu, va trebui să vă pun pe masă proiectele și să vă spun în bugetul anului viitor, 2023, la care renunțați. Și să le explicați oamenilor la care renunțați. La urma urmei, vă bânați pentru creșterea salarială, o să-l iau eu, nu luați dumneavoastră. Pentru creșterea de taxe și impozite. O să-l iau eu, nu luați dumneavoastră, la urmă. Ce vă zice? E votat de ridicamă, n-a spus. Responsabilitate și dacă vrem să... Știți că a mai fost discuția când, dacă la timpul potrivit de fiecare dată s-a actualizat cu inflația, da, anul ăla, cu 1, cu 2, cu 3, eram și noi acolo. Dacă s-a actualizat o dată cu 3 ani, o dată cu 7 ani, noi suntem, cum să vă spun, nu că ai te îmbogăți, dar cu creșterea asta salarială am putea realiza o cofinanțare cu salarială, creșterea taxe și impozite la... mi-a rămas în cap. Toți spun că am luat salarii mărite în noiembrie, de asta mă... Nu mi-a dat nicio majorare, nu cred. V-a crescut indemnizația de consilier local? Nu. Deci s-aruncă pe presă, nu mă crește salarial la demnitar, la profesor, la bugetar, dar nu mi-a luat un leu în plus. Crește mai de acolo. Deci aici mă rămân în cap. Dar v-am spus, creșterea un pic a gradului de impozitare ar asigura o cofinanțare la 13-14 miliarde cât ai buget, 1,4-2 miliarde, înseamnă două cofinanțări bunișoare pentru două proiecte. Trebuie văzut și unii și unii. Întâlnim grupuri odată. Trebuie să mișcăm. Doamne ferește, doamne ferește. Să spui grupuri, toți odată să fie aceeași. Ochi noi din grupul nostru spunem. Spune haul Consiliul Județean. Rămâniți să vă convoc într-o ședință pe comisie comună? Da. Ori la următoarea ședință, îmi venim mai degrabă cu o oră și tot. Următoarea ședință trebuie să fie o oră. Domnul primar, că așa toți l-au luat, vreau și comisiile. Am și o întrebare care vă... Sunt două proiecte care se derulează. Cu alimentarea cu apă și canalizarea care tot aprobăm. S-a făcut vreo studiu ceva la canalizare? Abia acum ați aprobat acolo două ședinții să facem SF-ul. Ca să prind contract de finanțare efectiv cu Ministerul Dezvoltării, trebuie depus SF-ul, studiu de știu asta. Cu avizii. Deci cu avizii. Așa trebuie depus pentru contract. Se lucrează la SF. Am promisiunea că SF-ul, oricum o să aprobați indicatorii tehnico-economici, conform legii. SF-ul va fi predat undeva la 15 decembrie. Nu l-am grăbit. Nu l-am deranjat, nu l-am stresat cu telefonul. Că nu vreau să-mi facă ceva prost. Eu cunosc... Zic, cunosc toată comuna, toate drumurile, toate ulițele și... Cred că Guravăi, satul Guravăi, cred că e cel mai greu cu canalizarea.
Partea de sus. Nu, partea de sus. Prea... Satul mai respirat. Este satul mai respirat. Este foarte jos. Nu, satul Paraguay. Satul Paraguay. Deci că pe la mine, pe acolo. Deoarece are o enclavă acolo. E foarte jos. Și are o enclavă dincolo. Dar nu asta e problema. Acum, la stadiul de SF, se stabilesc principiile. Proiectarea propriu-zis se va fi făcută după semnarea contractului. Cornel, noi am umblat odată. Da, da, avem, deci, când am fost prinși noi atunci cu Zemeș și cu ăsta, deci avem o stație de pompare la grădinară acolo. Nu știți că am făcut ridicări topul, am făcut pentru așa ceva. Cum vă stați? Nu, dar se reface. Vești de pompare rahat. Se reface proiectarea. Nu, așa e și în Pisești. Nu se reface proiectarea toate, se vor face tot din teren. Momentan, ce vreau să grăbesc este extinderea de rețea de apă pe deal. Aia, într-adevăr, pot să o comasez mai repede, e un lucrare foarte mare. Cea mai ușoară canalizare e la capăta. Are izlaț și într-o parte și în alta, are pârâul, are dacă face stația acolo la capăta, e cea mai ușoară. Va trebui să vă gândiți că avem 2000 de gospodării, așa gândiți. Gândiți-vă că toate finanțările sunt în funcție de populație echivalentă. Da. Peste 2000, sub 2000. Dacă eu rup capăta cu stații de epurare, temelia pătrânată altă stație de iepurare, eu nu o să am suficient de la pompe și o să mi se zdrobească pompele cu Bățești Parava. Din potrivă, eu vreau să o gândesc cu totul altfel. Eu vreau să aduc toată comuna în stația de iepurare de imaginea totuși. Păi, dar vă dau de Bățica cu apa. În capăt, dar câte gospodării sunt? Nu știu, cât sunt vreo 200 și ceva. 200. Cât se raportează? Și asta costă, să nu-i degeaba. Lunar o să costă. Ăla nu se raportează că nu are bani, nu plătește, din 200 rămân 110, jumate. Cât apă consumă? 3-4 metri cubi pe lună. Eu trebuie să fac o stație pompare care mă costă 1 milion de euro pentru 110 gospodării? Dar nu mi-a aprobat nimeni proiectul. Nu-i fezabil. Eu trebuie să ies cu o stație de pompare pentru 2000 de gospodării. Ca să fiu fezabil. Asta nu vreau să mânge bani. Știți ce costă foarte mult în cadrul proiectului? Stațiile de pompare, grupurile de pompă. Dacă o gândești gravitațional, n-ai de ținut să ajungă bani. E conduct, e țeavă. E, nu știu, când 900.000 de metri nu ia de țeavă din mormântat în pământ. Habar n-am. Dacă o gândești futurist, cu pompe care se împingă la deal, la vale, poți să costi mult mai mult. Singura care e așa rămâne totuși pe Dura Băie, dar stați de pompare, deci nu există. La sistemul de alimentare cu apă. Da, da. Cele trei sisteme de pompare, Pătrășcani, Temelia și Sârboaia, au aceleași pompe, aceleași motoare? Aceleași grupuri de pompe, aceleași motoare. Prindeți în proiect cel puțin o pompă de rezervă și trei motoare, și două motoare. Nu trebuie să prindem noi în proiect. Nu trebuie să prindem noi în proiect. Deci aș vrea să le aveți continuu acolo că-i jale. Și oferiți-vă pe Sârboaia de transformatorul de electricitate. Dacă luați din medie. Da, nu, un direct din medie. Din medie? Sigur că da. Să ne transformatorul. Da, deja e plătit. Și ați plătit, dacă vă încarcați cu transformatorul de medie, ăla consumă cât consumă pompe toate, singur. Deci s-au făcut studii de soluții, de orice. Asta e soluții date de Delgaz. Și de proiectant. El vrea să scape de transformator. Dacă vreți să sunați pe domn primar de la Ungurii, când vrei să ieși pe soluțiile tale și te pui contra naturii, ca să folosești ghilimele de rigoare, așteaptă de un an jumătate eu așa la curent. Eu aș vrea să o termin totuși. Cât se poate de repede. Deja nu de acord, dar transformatorul. Transformatorul consumă mai mult decât consumă cele trei motoare. Chiar dacă este motorul, el consumă. Și ce vreți să facă? Nu se alimentează din rețea, oricum o să fie probleme cu... Dar se alimentează din rețea... Pornește pompa, fiți sigur că o să cadă. Păi nu, au făcut trafă separat. Se separat. Au cum? S-a separat. Se trece separat. Domnul, e numai pentru... Domnul Tătaru, și cu capăt, dar ce faci? Luați la transformator mai să ieși. Aveți separat circuit pravă? Da, cu capăt. Da, 380, da. Nu vă mai știu de-a unul? Ăla care a fost discurs, cum să chemați la voi? 410.000. Haideți să vedem. Domnul Tătaru, dacă mai aveți... Nu, asta. Domnul Vici, Domnul Gama? Mă refeream
treaba lui bună în menajer și cu astea. Dar am făcut foarte multe peturi și plastic. În alte comune se selectează. Separat, nu știu, primăria selectează, îl depozitează undeva și cheamă Roprestul și ia separat plasticul și eu pun în pariu așa că dacă verificăm la fiecare pubelă de gunoi, 70% speturi și nailoane, plasme. De-aia și plătim. Se pune altceva, se pun frunze, se pun gunoaie, se pun pământ, măturătură, aia se pune, nu peturi, că peturi ce e un bidon și o bucată de, de nailon. Aici trebuie atenție, deci la cine mergi în teren și ăsta. Sunt, deci eu am acolo, la mine, și văd, vin cu nu știu cine, și mă uit și duc gunoi de-al meu, menacer. Și mă uit și plin de frunze, de gunoaie și cam și știi, și tu știi cine, dar eu ce să fac? Să vin și la serviciu, stau și de pândă, să văd cine pune gunoaie. Așa, știți, mi-ar mai trebui să mai angajez o jumătate comună ca să stea spaznică la cealaltă jumătate comună. Aici e problema, nu e problema de peturi. Peturi din centrală, domnule. Și apoi unde se depozitezi? Unde, ce să mai fac cu băieții din deserviciu? Păi, poți să aduci și gunoi, cu remor, ca prin sat, am zis, poți să aduci și gunoi. Și așa adună săraci prin toate șanțurile de, cred că o să plece pe rând cu icter și care mai, ce mai le dă hepatit. Dar problema este că lumea în sat nu este educată la nivelul anului 2022, ca să nu mai spun altfel. Trebuie gândit în așa fel încât să ne acoperim cu cheltuiala pe serviciu, ca să nu fie serviciu falimentar. Atunci o să avem o problemă, ne se atrage răspundere. Deocamdată mai avem din casat conforme de rămășiță la noi 150.000 de lei, care acoperă cât am pus noi din buget. Deci nu suntem cu cheltuială mai mare decât venitul, ca să mă exprim corespunzător. Asta nu înseamnă că îmi și convine ca în fiecare an să plătesc 100.000 de lei pentru aia care nu m-au plătit sau care nu înțeles că nu s-aruncă gunoi pe oriunde. Dar dacă ies o iau legal, avem obligația să le asigurăm platforme pentru deșeuri voluminoase, platforme pentru deșeuri rezultate din crengi, din vegetație. Avem obligația să le facem platforme de colectare selectivă. Tot mai tot, dacă vine gara de mediu, nu-i întreabă pe ei, să știți. Îi întreabă pe noi. Pe noi. De asta am și propus proiectul ăsta. Eu sper că îl vom prinde, pentru că nu s-au băgat foarte multe comune la el. Hai cu ce ieși în fața gărzii de mediu. Hai cu ce justifica faptul că ți-a dat tot interesul. Nu e ca și cum n-ai făcut nimic și te-ai trezit cu pleașca. Din potrivă, tu faci tot ceea ce ține de tine ca administrație locală să oferi condițiile necesare și chiar să o facem și folosibilă și utilă, este, se încadrează în condițiile impuse de ei, 2500 de metri intravilan, distanță din locuințele autorizate, mă refer nu de seama de peste noapte clandestin, că dacă le-au făcut fără autorizație, problema lor. Așa. Să o operaționalizăm, să creăm și un drum de acces acolo frumos, și cu băieții noștri, și cu firmele de salubritate, și cu toți factorii implicați, să învățăm oamenii să pună separat cauciucul, să pună separat plături, covoare, haine. La unul de față, el vine și spune, domnul primar, eu am niște haine care vreau să scăp de ele, nu mai sunt lui. Ce fac cu ele? Nu i-am oferit nimic ca și Consiliul Local și Administrația Locală, o alternativă, nu? Teoretic, ar trebui să mă duc din poartă în poartă să le adun. Sunt primării care de-a lungul vremii și-au permis și-au prescut un tractoraj de la cu remorcuțe. Da. Dar știți ce înseamnă asta? Înseamnă că în bugetul de anul viitor trebuie să evidențiez ce înseamnă taxe de salubrizare pentru Rompres și Atis și servicii de igienizare, curățare prestate de către primării. Trebuie să-i fac două taxe omului. Pentru că trebuie să fim realiști. Orice serviciu costă. Costă. Primăria, știți ce spune Curtea de Conturi? Primăria nu este organizație de caritate. Iar ei nu trebuie să facă profit, ca nici nu trebuie să iasă de ea. Mai aveți ceva, domnul Roman? Nu. Mulțumim, domnul Diaconu? Domnul Vișan? Domnul Vlan? Domnul Tătar? Domnul primar, ce am vorbit acum o lună? V-am spus eu, la Chiriaca, acolo, pe aia. Nici nu poți mai promite. Tot mă întreabă, cetățeanul tot mă întreabă, dacă am o măsură. O măsură
Un loc, da, doar că știți cum e, toate... Nu se vadă, inițiativele noastre, toate, toate, da. Toate se adună. Între timp, șoferul de bulldozer excavator, eu am născut soția. Am intrat în creștere copil. Singurul șofer de bulldozer excavator. Hrădie, da. Ce venit? Este dreptul lui legal. Cel la bultul excavator este în curs de reparație. Până îl duc la domnul Antoche la autogen, când mă enerva odată și... Este iar în curs de reparație. Viceprimar în liberă. Da, da, da. Mai sunt, trebuie să înțeleagă toată lumea. Nu sunt angajații primării, nu sunt sclav pe plantația mea. Mai au și drepturi. Da, mai au și drepturi. Și n-am cum să nu-i dau. Deci, deocamdată, nu m-am șofer cu de scamator, ca să fie. E loc. Domnul Ilie. Declar că ședința se încheie. Mulțumim frumos, mulțumim frumos.